Roși, fie ca ziua de 29 mai 2023 să fie o zi binecuvântată pentru toți, pentru voi, familiile voastre și oriunde v-ați afla, să fim sub harul lui Dumnezeu. Pentru această zi avem din cuvântul Domnului câteva pasaje biblice, 2 Samuel, capitolul 14, continuând cu capitolul 15, la versetul 1, la versetul 22, Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 18, de la versetul 1, la versetul 24, continuând cu Cartea Psalmilor, psalmul 119, versetul 97, la 112, și Cartea Înțeleptului Solomon, Cartea Proverbe, capitolul 16, versetul 8 și 9. Fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu, în timp ce citim aceste pasaje biblice, să fie peste noi în acest program în care suntem împreună. Duhul lui Dumnezeu m-a oprit la expresia aceasta în capitolul 14, o femeie iscusită din Tecoa, și am încercat să văd în ce a constat această iscusință acestei femei și ce putem să învățăm și de ce a fost numită iscusită. Cu adevărat, modul în care ea a pledat în fața lui David problema ei, a familiei ei, a dat dovadă de multă iscusință și înțelepciune, obținând de la David, în ciuda legii și a literei legii, care fiul ei ar fi trebuit pedepsit, la fel cu moartea, obține asigurarea că de 3 ori repetat în versetul 8, 9 și 10, că nu i se va întâmpla nimic nici fiului, nici ei, și îl ia pe Dumnezeu în jurământul lui că niciun fir de păr nu va cădea. În momentul în care femeia a obținut această decizie, acest jurământ al împăratului David, este încurajată să meargă mai departe, și ceea ce este uimitor și o putem numi iscusită este versetul 14, care vreau să îl citesc pentru noi. Este un verset de aur, putem numi, al Vechiului Testament. Trebuie negreșit să murim și vom fi ca niște ape vărsate pe pământ care nu se mai adună? Dumnezeu nu ia viața, ci dorește ca fugarul să nu rămână izgonit dinaintea lui. Sunt uimit de iscusința acestei femei, care într-o perioadă în care legea se aplica literar, ea interpretează legea în spiritul care Dumnezeu ar fi vrut să fie înțeleasă. Spiritul legii ne descopere inima lui Dumnezeu, Dumnezeul care nu vrea moartea, ci vrea viața omului păcătos, care vrea recuperare, care vrea reabilitare, care vrea întoarcerea. Acest mesaj care îl desprindem din versetul 14, este un mesaj extraordinar și pentru noi și până în zilele noastre, și Dumnezeu să ne binecuvânteze, să fim animați de aceeași dragoste pentru recuperarea, salvarea celor pierduți. Continuăm cu capitolul 18 din Ioan. Acest pasaj are o frumusețe aparte și Ioan prinde împlinirea unor profeții care sunt rostite în cartea profetului Isaia, mai precis în capitolul 63, versetul 1. Prorocul Isaia, marele vizionar, îl vede pe Iisus pășind mândru în plinătatea puterii lui, cel care vine din Boțra având hainele roșii. În momentul în care Iuda, împreună cu soldații, au venit să-l aresteze pe Iisus, Iisus s-a dus spre ei. Cuvântul lui Dumnezeu accentuează și Ioan prinde acest moment al autorității, al plinătății puterii, călcând mândru, când Iisus a rostit, eu sunt autoritatea divină, s-au dat în spate toți și au căzut ca niște morți. Ce frumusețe găsim în cuvântul lui Dumnezeu și în autoritatea profetică al cuvântului. Iisus a căutat în toată viața lui împlinirea voii lui Dumnezeu, a cuvintelor profetice, a tot ceea ce era legat cu privire la mesianitatea lui. La fel, Iisus a continuat să elibereze ucenicii lui pentru a împlini cuvântul: n-am pierdut pe nici unul din ei, afară de cel despre care era scris. Și Iisus continuă să vegheze
asupra unui altui verset și a unei profeții, bate voi păstorul și oile turmei vor fi risipite. Lepădarea lui Petru este prinsă în autoritatea cuvântului rostit de Iisus cu câteva momente înainte de Ghețiman. Dragii mei, doresc tare mult în viața noastră să fie prioritar cuvântul lui Dumnezeu. Să fie normă de viață și pentru noi, să urmărim scopurile lui Dumnezeu și împlinirea profetică în dreptul fiecăruia din noi, fiindcă Dumnezeu are un cuvânt și are un scop. La fel cum Domnul Iisus a căutat împlinirea cuvântului și a voii lui Dumnezeu, în Psalmul 119, acest mare om al lui Dumnezeu, nu știm exact cine este autorul Psalmului 119, dar la mod superlativ vorbește despre rânduirile lui Dumnezeu, despre poruncile lui Dumnezeu, despre bucuria de a le împlini în fiecare zi, de a trăi după legile și rânduirile Domnului, vorbind și comparându-le cu mierea pentru cerugurii, cu lumina pentru picioare și pe cărare. La fel, Bunul Dumnezeu să ne ajute să fie pentru noi împlinirea voii lui Dumnezeu, a cuvântului Dumnezeu, normă de viață, zilnic să scriem Psalmul 119 pentru noi și casele noastre. Bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.